Bună ziua! Astăzi vom învăța despre forme automate în Microsoft Word și Google Docs. Pentru a adăuga o formă automată în Microsoft Word, de la meniul Inserare, opțiunea Forme se alege forma dorită și se desenează în document. În urma selectării unei forme, apare un meniu nou format Formă, de unde putem selecta inserarea altei forme, stiluri de forme, fundal, chenar, efecte. Putem seta poziția în pagină, încadrarea în jurul textului, aducerea formei în alt plan sau alinierea mai multor obiecte. De asemenea, putem seta rotirea sau dimensiunea formei. Putem crea un desen prin adăugarea mai multor forme. Pe lângă dreptunghiul inițial creat anterior, vom adăuga alt dreptunghi și un triunghi care vor reprezenta un turn al castelului. Apoi, vom selecta și vom copia turnul pentru a adăuga alte două turnuri castelului. Dacă avem un desen creat din mai multe forme suprapuse, le putem trimite sau aduce pe acestea în prim plan sau în plan secundar. Chiar dacă desenul pare o grupare, formele automate sunt independente. Pentru a le grupa, vom selecta, apoi vom alege opțiunea Grupare din meniul contextual. Ca exercițiu, să adăugăm text peste o imagine cu ajutorul formelor automate, folosind proprietățile acestora. Vom adăuga o formă automată dreptunghi în care vom adăuga text. Dacă este cazul, o vom redimensiona. Apoi vom stabili fundalul fără umplere, iar de la contur, fără contur. Pentru a nu se mișca independent una față de cealaltă, vom selecta forma automată, apoi vom selecta imaginea și le vom grupa. Pentru a adăuga o formă în Google Docs, de la meniul Inserare se alege Desen, Nou. Se va alege o formă și se va desena. Ca proprietăți, putem alege culoarea fundalului, diferite opțiuni pentru bordură, formatarea textului care poate fi inserat în formă.
De asemenea, de la opțiuni pentru imagine, putem alege dimensiunea încadrarea textului în jurul formei. Putem crea un desen prin adăugarea mai multor forme. Pe lângă dreptunghiul inițial creat anterior, vom adăuga alt dreptunghi și un triunghi care vor reprezenta un turn al castelului. Apoi, vom selecta și vom copia turnul pentru a adăuga alte două turnuri castelului. În Google Docs, la fel ca Microsoft Word, putem alege planul în care este situată o formă automată dintr-un desen cu mai multe forme suprapuse. Pentru a nu se mișca independent unele față de altele, este bine să grupăm formele. Pentru grupare, vom selecta formele, apoi din meniul contextual vom alege grupare forme. Vom relua exercițiul în care adăugam text peste o imagine și în Google Docs. Felicitări! Astăzi ați învățat despre forme automate în Microsoft Word și Google Docs.